Hristos ca să-L asculte. Și atunci, fiind întrebat Mântuitorul Hristos de acest tânăr, ce să fac ca să moștenesc viață veșnică, răspunsul i-a venit, a împlinit poruncile. Însă aceste porunci de acest tânăr au fost împlinite, necătând la viața lui care avea avuții foarte multe și necătând la bogățiile pe care le avea aceste pământești, totuși el a știut să păzească cu strictețe poruncile ca să moștenească împărăția cerurilor. Și Mântuitorul Hristos îi zice, îi mărturisește Mântuitorul Hristos că toate acestea le-am păzit din tinerețele mele. Ce mai lipsește? Și Mântuitorul, știindu-i gândul, știindu-i inima și toate celelalte fapte bune, știindu-le deja, îi spune că du-te, vinde-ți averea ta, dă-o săracilor și le alea comoană în cer. Și s-a întristat acest tânăr despre acele avuții pe care le avea, dar totuși a făcut ascultare de Mântuitorul Hristos și a venit de a urmat lui Hristos și a devenit apostol și evanghelist Ioan, care l-a și urmat pe Mântuitorul Hristos și a moștenit împărăția lui Dumnezeu. Și Mântuitorul Hristos mai continuă, ce nu este la om cu putință, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Dacă undeva gândim că noi nu suntem vrednici de a ne împărtăși cu Hristos, sau nu suntem vrednici de a moșteni împărăția lui Dumnezeu, iată, la Dumnezeu toate sunt cu putință. Multă sănătate să-L trimită Dumnezeu la toți cei care v-ați studit astăzi și ați venit de a ne ruga împreună Bunului Dumnezeu, de a ne ruga pentru sănătate, pentru pace și pentru tot ceea ce este bun, ceea ce este și pentru iertarea păcatelor noastre. Mult sănătate încă o dată, Îngerul Domnului să mai aibă în pază sa, și fericită Maica noastră Agafie și Sfântul Înger să vă fie sprijinitori și ocrotitori în casele și în gospodăriile fiecăruia. Iubiți credincioși, Ana vă aduce la cunoștință pe săptămâna viitoare. Avem mâine biserica noastră, vreo două săptămânești, odovania praznicului Adormirii Maicii Domnului. Și joi, biserica noastră ortodoxă îi prăznuiește pe Sfinții Mucenici Adrian și Natalia. Și sâmbătă, biserica noastră ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Sfântul cu aducerea, aflarea moaștru Sfântul Cuviosului Iov de la Pocea. Sfinții Cuvioși și părinți de la Lavra din Chiev. Iar duminică, biserica noastră ortodoxă prezunește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și înainte mergătorul Domnului. Cu această ocazie se va săvârși Sfânta și Dumnezeiască liturghie în Sfânta Mănăstirea noastră, dar și se va da citire și Sfântului Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul. Doamne ajută, Îngerul Domnului să mă aibă în pază sa, vă păzească într-un mult și fericiți ani. Acum o să mergeți fiecare, o să vă întâlnați la Sfânta Cruce, o să luați Sfânta Naftă și veți fi miluiți fiecare la maștrile fericite Maicii noastre Agafie. Doamne ajută, Înger Păzitor, în casele dumneavoastră. Da, și vreau să vă zic următoarele, că duminica viitoare, pentru tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, se face
post. Adică se postește în zi de duminică. Pentru o sărbătoare. Iar data de 24 septembrie se face prăzduirea Fericitei Maicii noastre Agafia, adică 6 ani de la canonizarea Sfintei, de la 6 ani de la trecerea în rândul Sfinților, această Sfântă Fericită Maică noastră Agafia. Și cu această ocazie se va săvârși Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți în frunte cu Preasfințitul Siloan Episcop de Orhiei. Vă așteptăm cu mare drag seara la privegheie și a doua zi la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și în acea zi de sărbătoare, moaștele fericite Maicii noastre Agafia vor fi deschise și puse spre inimare. Doamne ajută!